Anul acesta se împlinesc 75 de ani de când inima reginei Maria a fost adusă în România la bordul distrugătorului care poartă numele. Și tot anul acesta se aniversează și 85 de ani de la intrarea în serviciul marinei române a navelor de război Regina Maria și regele Ferdinand. Pentru a marca cele două evenimente, Forțele Navale Române împreună cu Muzeul Național de Istorie al României au decis să expună pentru prima oară publicului micuța cutie de argint în care a fost adusă de la Balcic inima reginei. Ultima dorință a reginei Maria a fost ca inima să fie depusă la Balcic, iar odată în 38 aceasta a fost depusă în caseta mare de aur. În caseta mare de aur se găsește caseta mică de argint și în caseta de argint inima reginei. Inima suveranei a fost pusă într-o cutie de argint la scurt timp după moartea ei, așa cum ea și-a dorit. De aici a pornit în octombrie 1938 la bordul distrugătorului Regina Maria inima acesteia, așa cum și-a dorit, către Balcic, acolo, în firida Stella Maris, bisericuța ridicată de ea pe domeniul de la Balcic. O lungă perioadă de timp, inima a fost păstrată în capela reședinței regale de la Bran, însă ulterior ea a ajuns la Muzeul de Istorie Națională. Aici este ținută în condiții optime departe de ochii publicului. Unul din motive etice și morale, inima nu a fost niciodată expusă publicului. Ea se găsește într-un depozit special amenajat, în condiții optime, pentru a fi păstrată și nici toți specialiștii Muzeului Național de Istorie nu au acces. Evenimentul marchează și împlinirea a 85 de ani de la intrarea în serviciul naval român a celor două distrugătoare, Regina Maria și regele Ferdinand, moment de care unul dintre marinarii aflați la bord în acele vremuri își aduce aminte cu mare drag. Erau purtătoare de artilerie și am să vă spun câte aveau, dar ceea ce mai important e că aveau viteză. Aveau 36 de noduri. Nod înseamnă mile pe oră. Că dacă eu spun că merg cu 36 de mile, nu definesc timpul. Dacă îmi spun nod, înseamnă mile pe oră. Deci 36 de noduri în 1928, vă dați seama că era o viteză foarte, foarte bună. Regina Maria a fost una dintre cele mai mari personalități ale României. Nepoata reginei Victoria Marii Britanii, dar și cu sânge imperial rus, ea a fost aleasă drept soție a regelui Ferdinand, în anul 1918.